Momente din viața lui Mihail Eminescu. Scenariu radiofonic de Mircea Ștefănescu. Răcan din mine! Băi, Vasile, băi! Dar unde ai pornit așa pe nișelații cu toți argații curții după tine? Băi, nu l-ai văzut cumva prin zapii Mihăița lui Boier Gheorghești, că-i minovit? De văzut nu l-am văzut, băi, dar de auzit tot am auzit cum îl striga sorul, s-a dus cu Harieta din pridvor. Iar cum turna la ipotești tu chelar mâțile, tari nedrag, și ea mi-a dat poruncă conul Gheorghești să-l prindem cu arcanul, plega pe deleș, ți-l aducem până nu amurgești. Dar păi atunci mai bine cătați-l în codru, că pe acolo își faci și viacul. Ori poate pe la moș Niron prin Săcariu, vrei. Da, o încercați pe acolo. Ia, hai, 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 moș Niron. Ei. Mai spune-mi odată povestea cu frumoasa lume. Frumoasa lume, Heiță, care s-a făcut măgăriță? Da, și apoi a băut apă și s-a făcut iar om. Dar păi că mai el ți-am spus-o, bre. Nu-i nimic. Îmi place cum povestești dumneata. Vreau să țin minte. Așa, dar deși, eh? Așa, pentru mine. Și apoi știu eu că tot nu scăp de arcanul tati. Și iar mă întoarnă la gimnaziu. Ei, și calminteri, hojma te văd cu câte o bucoavă în mână. Na, eu te șamu, et. Aia asta e din letopisețile Moldaviei, chipărite de Covălnician. Așa, așa. Am luat-o din biblioteca, tati. Uh-huh. Istoria noastră, moș Miron, tare mi-i drag. Așa, așa, dar atunci la școală, deși nu ți-i dragă cartea, ai? Cartea mi-i dragă, moș Miron, nu mi-i dragă școala. Ia că amu chiar că nu te pricep. Moș Miron. Ei, și... Tot adusești vorba de poveste. Hai, frumoasa lume. Dar păi văd că nu scap fără să-ți o spun. Decât că eu nu-s de pe când poveștile. E-s de mai încoașe, Mihai. Atunci de unde le știi? Dar păi să vezi că m-am dus într-o zi la soacră mea și am găsit un sac de povești. Și venind eu acasă, l-am scapat pe jos. Și s-a desfăcut sacul. Și de atunci s-a umplut lumea de povești. Așa că am învățat și eu una. Și... și hai să ți-o spun. Hai! Așa. Hai. Îmi păru mie, Mihăiță, oricând te cuc în salcâmul de colo, vre. L-ai auzit, dumneata? Ei, bată-l cucul de cuc. Dar de ce nu-i răspunzi tu, Mihăiță? Că știu că te înțelegi cu toate păsările pădurii, eh? E, hai, hai să te aud. Cucu, cucu, cucu. Ei, bată-vă, cucu de cuș. Pasă-mi te conviet frumoasă din poveste și nu mai e nevoie de sacul meu de la soacră mea. E, hai. Du-te. Mă duc. Du-te. Așa, aleargă, aleargă. Că dacă de la 14 anișor te chișcă inima, apoi și-o și mai târziu, măi Mihăiț al moșului. Dar e Mihăița lui Boier Gheorgheș. Mihăiță? Da. Bă, cum o să fie la mine, mai Vasile, când e plecat în cele străinătăți? Păi o fugi chiar de la școală. Ei, ia o fugi. Da. Nu mai zi. Ei, bată-l cucu de cuc. Spune-te, moș Miroane, de chiar nu l-ai văzut? Nu l-am mai văzut, mai Vasile, să hide prin Câșleji. Când o mai fugit el atunci, știi, matare? Da, atunci l-o mai căuta prin pădure. Așa, așa. Aia, ai. Thank you.
fetiță și și-o înta cu minte sub salcâmul nostru. Așa. Ei, nu mai zici nimic? Uite! O răsărit luceafărul. Îl vezi? La el mă uitam. Ascultă, dar să nu mai spui nimănui. Eu scriu poezii. Tu? Dar de ce? Așa, pentru că îmi vin. O să-ți scriu și ție una. Mie? Când? Când mi-o veni? Toată viața. Pe mine-i să mă uiți, Mihaiță. Ce-ți eu decât o țărâncuță proastă? Când tu, tu ești fecior de căminar. Nu-i adevărat. Părinții și moșii tatei au fost țărani. Și eu ce-s? Nu umblu de sculț ca și tine. Dacă iar o să te prindă, ori să te încalce și ori să te ducă legat la școală. Ia, buciu-mă pe deal. Urcă baciul Trofim cu oile. Te strigă surioara. Sărmana Harieta, la vârsta ei o luac. Te iubește mult. Și eu le iubesc mult, pe mama și pe ea. Auzi păsările? Mm-hmm. Le vezi cum se adună pe la cuiburi? Or fi și ele somnoroase. Uite-le cum se ascunde în rămurele. Auzi cum susură izvorul? Diseară, doar pe el o să-l auzim. Tot codrul o să tacă. O să se ridice luna. Și tu o să-mi povestești cum s-a născut făt frumos prin lacrima Maicii Domnului. Am atâta treabă la lucru și am nu trebuie să o pornesc iar la drum. Să-mi dor pe mangos să tu-i sta la școală. Să nu-l mai bați, Gheorgheș. Să nu-l mai bați, că Mihai e altfel de copil. De ce fel de altfel? Că s-o spărie dobăr gimnazul de numele Iminoviș. Și vrea dumnealui să bată codru și eu să-i strâng zăstrii? Poftim, apune soarele și talhar nu se arată din nicăieri. Dar dacă șmatale nu l-ai mai nineri atâta... Ei, vezi tu, Gheorgheș, este ceva în copilul ăsta, ceva și... E și ei, îi mai cu moți decât ceilalți. Dacă știi eu să spui... Și-i tare frumos. Da, făt frumos cu moți în frunte. Nu știu, Gheorgheș, dar parcă-i venit din altă lume. Ei, las că-l întorni-o pe-a noastră. Da. Să nu vorbești așa. Atunci poate ar trebui să mă întorn și pe mine. El e îndrăgostit ca și mine de păduri, de poveștile bătrânilor din sat și de la stână, de teii care ne străjuiesc prin dvorul. Da, da. Și tu nu vezi că el nu se poate dispărți de pământul copilării și că plecând la școală toate este, îl cheamă într-una înapoi. De la tine o luat visarea și molișiunea femeiască. Da, 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 de la unde? Mihai nu-i male. Îi voinic și zglobiu. Tu nu vezi că toată zâvulica înnoată în iasă. Și iată, înnoată în darul. Că văd că nu-i ajunge apa la creier să-i trezească o leacă la șerințele astea ale vieții. Decât că o să-l trezească Sfântul Nicolae! Degea, mamă, duceți eu toți ca! Aha! Picuminti, coleafne, picuminti, că nu-i pic! Aha, l-au prins pe fătul moșul matare
și l-o șetruit ca pe vrăjitoarea din povestea mea. Te rog, te rog din inimă să nu-l mai bat. Bine, bine, Ralu, că ia ca o-i faci aia asta pentru tine, dar... Ia, n-a dat în pași, Vasile! Ia! Deja m-am aleștată că eu știu să mă dezleg. Îl auzi și obraznic, Ralu, că... Ia n-a apropite, talbarule! La ce să mă întorc la școală când eu sunt învățat și fără școală? Aaa, dar păi nu mă scoate din sărit! Gârghiaș! Mangosnicule și pitosnicule, care mă faci de râsul lumii întregi. Oh, 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 când vine să-mi schimb și numele, să nu-mi rămâi fata din pricina ta! Mihai, deși îl super pe tata. El nu înțelege, mama, că eu n-am pe nimeni acolo. Mă simt înstrăinat și pierdut. Și, Harietă? Am adus hainele lui Mihai. Hai, 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 îmbracă-te, răpide, da. Până nu vine tata, răpide. Da, da. Adevărat că pleci, Mihai? Da. Și nici nu mi-ai spus povestea pe care ai spus. Lasă-l, lasă-l, Harietuță, lasă-l să se îmbrace. Când mă întorci în vacanță, o să fie iar stăpână pe picioruțele tale, Harietuță. Și atunci o să mergi cu mine în cutru și o să-ți spun o poveste minunată. Hai, Mihai, îmbracă-te, răpide. Așa. Ma, dar nu vezi că sunt aproape gata, mamă? Păi, dar ghetele nu ți le pui? Să-mi pun și ghetele. Păi, vrei să pleci discuț? Cu bine, Mihai. Cu bine, Harietuț. Cu bine. Ești supărată, mamă? Mihaiț, și să petreci în căpușorul tău? Pe ma, dar nu vreau să te supăr. Dar pe tata, deși... Tata-i cam zmou, mamă. Știi cum ești, mata? Cum sunt? Ești dulce, mamă. Ei, Mihai, n-ajunge să mă săruți. E vremea să te mai lași și tu de povești și să asculți sfaturile toate. Ei! Ce? Uite-le! Ce? Pe cer. Rândunelele. Hăiță, tu n-auzi ce-ți spun. Le vezi, mamă? Le vezi cum se duc? În curând au să se scuture frunzele. Și eu am să fiu ca și rândunelele. Departe. Hei, Mihai, Mihai, ce să petreci în căpușorul tău? Dar lasă, amor, rândunelele, ascultă-mă și-ți spun. Numai că ele, mamă, ele se duc spre țări mai calde, pe când mie o să-mi fie mereu dor de vâlcioara mea. M-am trezit, mamă. Făgăduiești că ai să fii cu minte, Mihai? Da, mamă. Na? S-o gătit mangosetulista. Hai, Vasile, hai la rând. Ei, Raluca, să rămâi cu bine. Ești hai, sărută-ți odrasla și uite. Ia, că te-am fugit! Vasile! Păi, părere! Păi, ce zici de aia asta, Raluca? Lăsați-l! Lăsați-l! Mihai! Hai! Ce-i iartă-mă! Iartă-mă, mamă! Mihai! Atunci 7 ani, iubite chibici. N-aveam decât 14. Atunci, sub salcâmul nostru, am văzut-o pentru ultima oară. Era o seară în care plecau rândunelele. Când m-am întors mai târziu la Ipotești, ochiul ei cu minte se închisese pentru totdeauna. Doar surâsul ei sfielnic rămăsese încă viu. Mi-o închipui și acum,
tăcind, cu aripile ridicate spre ceruri. Stai! Stai o clipă. Umbră de argint strălucită, cu aripi ridicate la ceruri pornită. Prin ploaie de raze, din soare de stele. Și bodogănește acolo, frate Mihai. I-am făgăduit că am să scriu o poezie pentru ea. M-a întrebat când. I-am răspuns când mi-a venit. Ei, și iată mi-a venit. Ei, iubite chibici, vremea vremuiește. Eu o să trimit poezia în țară la convorbiri sub numele meu nou, pe care ea nici nu mi-l cunoaște. Și ipoteștii noștri au să rămână în lumea stinsă a copilăriei, departe de Viena asta în care mă aflu simplu student auditor, ca un june fără diplomă ce sunt. Da, hai să alungăm gândurile triste. Ele nu mă fac să-mi pierd încrederea în viață. Dimpotrivă, o iubesc. Și dacă ai avea și niscaiva pițule? A, mare adevăr, Grăiș. Și dacă mă minunesc de ceva, e că se găsesc moftangii care își închipuie că îi place cuiva să fie sărac. Ce-s aceea moftangii? Adică palavragii. E o vorbă care e tare dragă unui june pe care l-am cunoscut la București. Grozav de isteț la minte, dar și la bat jocură. E nepotul lui Iorgu Caragiale. Știi, actorul care m-a cules dintr-un graj la Giurgiu, unde rânduiam banițele în port și m-a luat suflări în trupă. Da, mă, dacă îmi bat joc de sărăcia mea, înseamnă că mi-e și dragă. Uite, am scris azi noapte niște versuri. Ia mai taci și tu o clipă. Așa. Aha, da. Iar scrii? Nu, îndrept doar un vers din care se poate vedea cât de dragă mi-e sărăcia. Stam de vorba azi noapte cu motanul care torcea după sobă. Moșule, mergi de te culcă. Nu vezi că s-a întunecat? Să visăm favor și aur. Tu un cotlon și eu un pat. Ăsta e Slavici. Intră, Iengiule! Trăiască nația! Sus cu ea! La ce ai venit, cătan împărătească? Ai scăpat de la regiment? Băi, trei fârtare la unul. Nu mereți la masă. Ai pițule? No, zău, nici voi nu vă lezniți. La noi trăgeai nădejdea. Nu, nici pițule, nici odoare de acasă, nici tutun, nici cafea. Așa că lăsa vom masa de azi pe mâine sau pe săptămâna cealaltă. No, păi musai să mâncăm, că-i trei fârtare la unul. Privește-l bine, chibici. Da. Ai în fața ta un cap sănătos din Siria, care știe ce vrea. El știe că dacă-s ceasurile unul fără un sfert, trebuie musai să mânce. Dar nici ca tine, frate Mihai, care la orele astea ai fi în stare să te apuci să scrii. Nu, dacă nu mai am un fir de tutun. Ei, măi, fraților, azi noapte aș fi dat un regat pentru o țigară. Iar eu l-aș da minten pentru un gulaș, o rozupă. Atunci hai vezi la troidul. No, dar ce o să mâncăm la o căfană? Că mie cu stajul la regiment mi-e foame. Lasă-mă, Ienciule, că ți-o dea Jeanu o stacană de bere pe datorie. No. Iar nouă câte o cafea și câte un pumn de țigări. Iar eu voi citi literarii și blete. Da, păi tu ești în stare cât cetești să-ți închipi ca și mânca. Hai, chibă. Hai. Luați-o înainte, că vă ajung. Atunci. Horvers Catane, la traidu! Gaudiamus Ingitur, Iuvenum Domnum. Bună ziua, domnul Eminescu! Bună ziua, domnul Slavi! Bună ziua, Jean! Poftiți, vă rog, servesc imediat! Mihai! Da? Cine-i domnul acela care se uită atent la tine? Domnul acela? Da. Îl văd pentru prima oară la troidul. Uite-l că vine spre tine. No, mă găsești la masa din fund. Da. Bună ziua, domnule Eminescu. Mă iertați, nu vă cunosc. Vedeți ce deosebire între noi. Eu v-am cunoscut îndată. Poate sunteți domnul Iacob Negruții. Chiar el. Vedeți că și eu v-am cunoscut. Dar... Vă mirați că n-am șovuit o clipă când m-am văzut intrând pe ușă. Da. M-au izbit ochii dumneavoastră, bogăția părului, înălțimea frunții. Și desigur și hainele de pe mine, cam roase, nu? Da, mărturisesc că mi-au alunecat ochii, fără voie. Da, nu doriți să stăm? Da, desigur. O bere, o cafea? Mulțumesc, nu. Am luat cafeaua acasă.
Fumați? A, deși acum am stins țigara. Eu sunt în trecere prin Viena. Am venit la Băi, în Austria. M-am oprit aici numai din dorința de a face cunoștință. Și aveam o singură temere: ca nu cumva și dumneavoastră să fiți plecat în vacanță. La Băi? Da. Nu, nicio grijă, domnule Negruții. Eu îmi petrec vacanțele acolo unde dau ele peste mine. Toți pleacă, eu rămân. De ce? N-aveți familie? Nu, lăsați, asta n-are importanță. Mi-s prea dragi gazdele la care trag, domnule Negruții, și nu mă rab de inima să mă despărțesc de ele. Da, îmi pare că pricep. Chiria? Nu, lăsați. Bine, bine. De unde sunteți de fel? Deși ne-am scris până acum, adevărul e că nu știu nimic despre dumneavoastră. Cui ce-i pasă, domnule Negruții? Bine, nu stăuiesc. Știți, este în obiceiul junimii să cunoaștem viața celor pe care îi socotim membri ai societății noastre literare. La ce bun? Junimea formează ca un fel de familie în Iași. Și aș putea spune că tatăl acestei familii este Titu Maiorescu. Eu nu mă uit pe fereastra nimărui, domnule Negruții, să-i număr păianjenii din colturi, ori să-l văd cu cine se îndrăgește. Dar nici nu este vorba de așa ceva. Când vă veți așeza în Iași, o să vedeți că junimea este o societate veselă, în care primează anecdota și se cultivă zeflimeaua. În mijlocul celei mai serioase lecturi, deodată ne batem cu perne. Și lectorul ce face? Râde. Da, păi și mie îmi place să râd. Dar când am scris ceva cu sânge din sângele meu și, bun, rău, citesc cu toată simțirea cu care am scris, să mă pomenesc cu o pernă în cap? De... Bine, bine. Poate că aveți dreptate. Da. Tare m-a impresionat când am primit Venere și Madonna la convorbiri. Titul a fost sedus de fondul poeziei, izvorât din pesimismul lui Schopenhauer. E nota literaturii actuale germane, pentru care noi la junime avem un adevărat cult. Titul vă sfătuiește să urmați calea aceasta. Ei, domnule Negruții, numai Dumnezeu știe ce cale o urma. În privința asta, eu am mare admirație pentru Alexandrii, care și-a ales calea să străbată țara, să asculte cum doinește poporul. Da. Și eu am bătut cu piciorul multe din ținuturile Ardealului și am cules multe din cântecele țăranilor noștri. Interesant. Și în privința aceasta veți avea aprobarea lui Titu. El socotește că scriitorii noștri vor putea intra în literatura universală numai prin opere inspirate din viața poporului. Dar la universitate ce urmați? Cam de toate. Audiez prelegeri de filozofie, drept roman, pedagogie, economie politică, medicină, fizică, chimie, mecanică, limbile romanice, literatură și istorie, un curs de egiptologie, astronomia și nu lipsesc nici de la exercițiile de gimnastică organizate de Teclu. Dar cum se potrivesc toate acestea între ele? Și ce diplomă au să dea? Apoi, diplomă n-au să prea dea ele. Mi se pare ciudat? Mie ca mie, dar... Când eu povesti lui Titu, care are creierul atât de metodic organizat. În fine, nădăjduiesc să vă atrag să vă mutați în Iași. Bucuros am să viu, însă mai târziu. Deocamdată cu unii prieteni din Societatea România Jună de aici, mă pregătesc să plec la serbarea de la Putna. Dacă nu mă înșel, sunteți sufletul acestei societăți. E drept că am luptat să contopesc pe toți studenții români din Viena în România Jună. Prea trăiam răzlețiți între străini. Unii dintre noi nici nu vorbeau românește. Dar ședințele societății i-au deprins pe mulți să-și vorbească graiul lor de acasă. Da. Ne-am dat toți mai bine seama de simțământul nostru național. Numai că acum am o pricină cu procurorul public din Pesta. Ceva grav? Am publicat în Federațiunea din Pesta o serie de articole în care am atacat imperiul acesta habsburgic cu două capete, sub care se zbat națiunile asuprite. Am scris că vina o au descreierații de magnați, care își încep viața cu scrieri fanatice spre o sfârși în drojdiile vițiilor beții și ale desfrânării. Clasa asta suprapusă. Trebuie să vă spun, mare curaj ați avut. Din poeziile dumneavoastră nu v-aș fi crezut atât de îndrăzneț. Mai am prin sertar și poezii pe care nu le cunoașteți, unele încă neterminate. Poate... chiar cu tâlcuri politice. Nu cu tâlcuri, domnule Negruții. Cu revoltă. Trăiesc evenimentele timpului meu.
și nu pot să rămân nici surd, nici orb la durerile lumii oprimate. Zdrobit s-o rânduiala cea crudă și nedreaptă, ce lumea o împarte în mizeri și bogați. Ce e asta? E strigătul unui proletar care își îndeamnă frații la luptă și întreabă: spuneți-mi, ce-i dreptatea? Cei tari se îngrădiră cu averea și mărirea în cercul lor de legi. Prin bunuri ce furară, în veci vezi cum conspiră contra celor ce dânșii la lucru i-o sândiră și le subjugă munca vieții lor întregi. E aproape un an de când am scris poezia asta, dar abia acum, în iunie, am putut să o completez, inspirat și îndurerat de sfârșitul tragic al comunei din Paris. Văd că v-a interesat îndeaproape revolta comunarților. Lupta lor eroică îmi apare ca o pagină cu care nu se pot compara multe din paginile Revoluției franceze. În numai 72 de zile a fost acolo o tresărie atât de spontană și de solidară a poporului oprimat, încât dacă revolta izbutea, ea putea să schimbe cursul istoriei. Totuși, a fost în frunte. Partea pe care am adăugat-o poeziei mele răspunde și la această întrebare. Evoc lupta pe baricade de pe străzile Parisului și mă adresez plebei proletare. O, luptă-te învălită în pletele-ți bogate! Eroic este astăzi copilul cel pierdut, căci flamura cea roșie cu umbra-i de dreptate sfințește a ta viață de tină și păcate. Nu, nu ești tu de vină, ci cei ce te-au vândut. Da. Fără îndoială, este interesant. În orice caz, cunoscându-vă mai bine, văd că descoper noi sensibilități pe fundul sufletului dumneavoastră. Să nu vă mire, domnule Negruții, dacă tot ce e azi pe fund se va ridica într-o zi la suprafață. Eminescu! Ah, da. Mi se pare că v-am răpit din mijlocul colegilor. E un prieten, Chibici. Ah, văd că mi-arată o scrisoare. Probabil că am primit ceva de acasă. Atunci vă las, domnule Eminescu. Dar te dragul dumneavoastră, am să mai rămân câteva zile la Viena. Ne putem vedea mâine tot aici? A, bucuros, domnule Negruții. Atunci, pe mâine. Pe mâine. E, scrisoare de acasă, Chibici? Mai bine era mandat. Nu, e din Viena. Din Viena? Da. Te-mi scrie cineva de aici că o doamnă venită de la Iași și care mi-a citit poeziile publicate în Convorbiri dorește să mă cunoască. Ar vrea să viziteze muzeele în tovărășia mea. Probabil pentru că a văzut că vorbești de Rafael într-una din poezii. Eu zic să te duci. Da. Numai că ar trebui să-mi scot din gaj hainele de iarnă. Sunt și negre și îmi stau mai bine. Și sunt și mai puțin fudule în coate. Decât că nu mi le primește în schimb pe astea de pe mine. Ci că ar fi zdrențe, auzi? Unde naiba să găsim niște pițuri? Știi ce? Ia hai pe la Ștefaniuc, că tot nu-i acasă. Îi iau pantalonii, că el tot are două perechi, îi pun în gaj și îmi scot hainele de iarnă. Uite o adevărată idee de poet. Hai, hai. Ienciule, venim acum. Vai, domnule Eminescu, și dacă ne închide și pe noi aici? N-ar fi nicio nenorocire, doamnă Micle. Am petrece noaptea printre tablourile astea minunate. Care te-ar inspira, cred și eu. Sunt atâtea femei aici. Atâtea femei? Eu nu văd decât una. Vorbeam de tablouri. Uite, sunt sigură că dacă am petrece noaptea aici, mâine ai scrie o poezie. Pentru cine? Pentru fecioara asta din livadă, a lui Rafael. O, cum Rafael, creata pe Madonna Dumnezeie, cu diadema de stele, cu
cu surusul blând, vergin, eu făcut am zeitate dintr-o palidă femeie, cu inima stearpă, rece și cu suflet de venin. Avea inima atât de stearpă și sufletul atât de înveninat? Nu, nu era decât o copilă care juca teatru. În viață? Nu, chiar pe scenă. Atunci, probabil că învățase să-l joace și în viață. Și totuși, te-a inspirat. Care femeie n-ar voi să fie o Laura, o Beatrice, o Francesca da Rimini, o George Sand? Îți plac femeile palide? Blonde, palide, cu ochi albaștri, cu mâini subțiri și reci. Dar ăsta-i portretul meu. Numai că de unde știi că mâinile mele sunt reci? Îmi închipui. Nu, nu știu nimic de dumneata. Te văd doar. Bălaie ca o lacrimă de soare. Dacă soarele a plâns vreodată. Frumos. Bălaie ca o lacrimă de soare. Dacă soarele a plâns vreodată. E pentru prima oară când folosești imaginea asta? Da. Hai. Hai să vizităm și sala de alături. Acum se închide și... Da. Și ce ai mai voie să știi despre mine? Ceva mai mult decât nimic. De pildă? Tot. Nici mai mult, nici mai puțin. Ca la Junina. Atunci să încep. Sunt măritată de 7 ani. Da. Am un soț bun, blând, un adevărat prieten. Căsătoria este o prietenie? Atunci când te măriți de la 14 ani... Da, da, înțeleg. Atunci când te măriți cu un prieten din copilărie. Dumneata 14 ani și el câți avea? 15? Nu. Hai să mergem. Mi se pare că începe să închidă. 16? Nu. Eu aveam 14 și el 44. Da. Da, ai dreptate. Mi se pare că încep să închidă. Și cu ce se ocupă domnul Micle? Ștefan Micle. E profesor la Facultatea de Științe din Iași. E un om foarte cum se cade. Da, cred. S-au aprins lămpile în Viena. Ah, ce frumos. Vrei să privim vitrinele? Vitrinele? Ce fel de vitrine? Cu bijuterii, cu blănuri, cu panglicuțe. Ce părere ți-ai face despre mine, dar ce vrei? Ah, dacă ai ști ce poftă de viață am! Ce-i asta? Când începe să însereze, Viena se umple de valsuri. Se aud din toate cafenelele. Ăsta e ultimul vals al lui Strauss. Minunat! Aș dansa aici, în mijlocul străzii. Când vei veni la Iași, am să-ți cânt la pian. În salonul meu se adună lume din cea mai bună societate. Facem literatură. Ai să vii? Nu știu. De ce? Nu mă cred făcut pentru lumea de acolo. Eu nu prea am înfățișare de salon. Vrei să-ți fac compliment? Să-ți spun că ești frumos? Cred că nu sunt prima care ți-ar spune. Oh, care femeie n-ar voi să te inspire? Și șade foarte bine în hainele astea negre. Ce? Că ce prostie am spus? Nu, niciuna, o amintire personală. Oh, ciudată fire ai. Nu te supăra, te rog. Am să-ți spun când ne-am cunoaște mai bine. Deci la Iași, da? Știu eu. La Iași, te rog. Auzi valsul? Ai să vii la Iași. La Iași? Dar ar trebui să fiu nebun să nu viu.
asta mi-ai spus acum 3 ani la Viena. Că ar trebui să fii nebun să nu vii la Iași. Dar iată-te acum întors și de la Berlin și ocolești mereu seratele mele literare. Azi ne citești ceva? Nu. De aceea am și venit cu o oră mai devreme. Ca să am timp să plec. Așa faci întotdeauna când ți-e dor de cineva? Fugi? Înțelege-mă. Nu țin să te văd în mijlocul lumii, între oameni care nu-mi spun nimic. Sus la copou am descoperit un tei minunat și sub el o bancă. E un loc în care se poate visa în liniște. Acolo aș vrea să te văd. De ce numai decât sub un tei? Pentru că teiul mi-aduce aminte de locurile copilăriei mele. Acolo unde am visat mai mult și mai frumos. Numai că teiul dumitale, nici nu știi ce periculos e, domnule Eminescu. De ce? Pentru că pe la copou trece lume multă din Iași. Om. Și lumea vede și vorbește. Noi doi știm mai bine ca oricine că n-are ce vorbi. Noi doi, da. Și totuși ar avea. Crezi că nu se cunoaște că mă iubești? Ce bine ar fi dacă s-ar cunoaște și la dumneata. Spune, ai mai scris ceva pentru mine? Ce folos? Cum ce folos? Dar dacă mă iubești, trebuie să scrii. Versurile dumitale vor străbate departe, peste șirul generațiilor viitoare. Cui o să-i pese de versurile mele? O să înțeleagă cineva cât am vrut să te smulg din lumea dumitale. Din lumea asta calpă de salon, în care bărbați și femei fac literatură ca să se distreze între 2 sorbituri de ceai. Hai, draga mea prietenă, lasă-ți lumea ta uitată, mi te dă cu totul mie. De ți-ai da viața toată, nimeni lume nu ne știe. Pentru mine? Când ai scris-o? Jură că pentru mine. Vin cu mine, rătăcește pe cărări cu cotituri, unde noaptea se trezește glasul vechilor păduri. Tânguiosul bucium sună, l-ascultăm cu atâta drag, pe când iese dulcea lună dintr-o rariște de fag. Te desfaci cu o dulce silă, mai nu vrei și mai te lași. Ochii tăi sunt plini de milă, chip de înger drăgălaș. E un miros de tei în crânguri, dulce-i umbra de răchițe și suntem atât de singuri și atât de fericiți. Numai luna printre ceață varsă apelor văpaie și te află strânsă în brațe, dulce dragoste bălai. Bălai, bălaie ca o lacrimă de soare, dacă soarele a plâns vreodată. Frumos. Din ce e asta? E o imagine a dumitale? Nu, a dumitale. A mea? E prima imagine pe care ai găsit-o pentru mine, într-o zi la Viena. Dar ai uitat-o. Da. Poate ai să o folosești vreodată într-o poezie, pentru alta. Nu cred. Ești atât de sus pentru mine. Nimic nu te-ar putea coborî din cerul în care te-am ridicat. Mă coboară totuși lumea pe care vrei să mi-o las uitată. Crezi că nu mă ademenește mirosul de tei din crânguri? Mă chem în lumea copilăriei dumitale, dar înțelege că e cu minte din partea mea ca după ce mi-am jertfit copilăria pentru această căsătorie, s-o susțin până la sfârșit, ca să pot într-o zi să am o viață liniștită, având venitul meu. De ce te întristezi așa? N-am dreptate? Dumneata poți ști mai bine decât mine câtă dreptate ai. Dar păcat. Îmi dau seama că acum mă judeci rău, pentru că fiind sinceră și deci prozaică, am căzut din cerul în care m-ai ridicat. E îngrozitor. Hai, nu mai fi amărât.
Vezi, doamnă Micle, aici, la Iași, numai dumneata mea e lipsit ca să fiu fericit. Încolo, ca director al Bibliotecii Centrale, am pentru prima oară o slujbă care îmi place. E un loc potrivit cu firea mea dornică de cercetare. Am totuși o grijă, cunoscând neravurile politice de la noi. Oare cât o să dureze norocul acesta ce-a dat peste mine? De ce râzi? Nu te supăra. A numi noroc când ești cine ești, că ai o slujbă cu 200 de lei pe lună... Îmi dă cineva mai mult? Ah, ai fi avut nevoie de o femeie în viață care să-ți dea o leagă de simț practic. Nu numai femeile au simț practic. Da, sunt și poeți care l-au, de pildă Petrino. Baronul de trei sarmale cu diplomă imperială de la Viena. Am auzit că își plânge versurile prin saloanele Iașilor, dedicându-le cucoanelor care au mai multe legături politice. Ai citit faimosului poem Raul? Da. De când s-a refugiat în Iași, umblă îndoliat și face pe martirul național. Da, am auzit că spune peste tot că e proscris. Adevărul e că l-au gonit creditorii. Să știi însă că e primejdios. Are multă trecere politică la junimiști. Omul ăsta mă dușmănește încă de la Viena. Când l-am dat în tărbacă pentru broșura în care a luat în derâdere pe Aron pumnul. Nu trebuie să rii degeaba. Nu e decât soțul meu care se întoarce de la facultate. Totuși, e mai prudent să facem puțină muzică. Raul își smulge părul, văzând la lui picioare cadaverul pe care cadaver l-a făcut. El mai sărută încă pe asta noroc ce moare, dar cerul nu-l aude. Surd cerul, deci el mut. Scoate un pumnal din sânuș și în inimă la pasă, ca să cunune moartea pe-un mire cu o mireasă. Ce pobre, Raul! Domnule Petrino, cum ai putut scrie minunea? Cât ai suferit, baroane! Proscris din colțul meu de țară. Am venit aici, doamnelor, cu lira-m cerșitoare, ca să culeg a voastre lacrimi. Îngeri pământești! Dar cine l-a gonit de la el de acasă? Amenințările creditorilor. Și acum își caut un rost în ea și umblă după un post. Dar noi nu vrem să-ți oferim numai lacrimile noastre, baroane. Am vrea să facem și altceva mai de folos pentru dumneata. Spune ce? Dar ce ați putea face pentru un sărman proscris ca mine când... Tot părul alb pe frunte înseamnă o durere, o zi de suferință, o lacrimă, un cânt, iluzie pierdută, ruină care cere să-mi pregătiți de grabă o cruce și un mormânt. Dar de ce un mormânt? Nu putem face altceva mai bun pentru dumneavoastră? Ceva mai bun? Ce? Și de s-ar găsi ceva mai bun pentru mine, locul acela din păcate... Care loc? Singurul loc care m-ar atrage ar fi acela de director al Bibliotecii Centrale din Iași. Ce spuneai? Numai că postul acela e ocupat de un protejat al junimii și a domnului ministru Maiorescu. Nu se poate. E ocupat din toamnă de Mihai Eminescu. Și? Au pretenție. Doamnelor, n-aș vrea să... Înțelegeți, e tot un poet și... Dar există comparație. Este și el poet. Nu se poate spune că nu e, deși s-ar putea spune că... Dar nu e lipsit de talent și... Nu, prefer mormânt. Chiar acum mă duc la Maiorescu și dumneata ești junimist. Mergem la toți, la carp, la gane. Și poate, barane, o să mă cânt și pe mine în versurile dumitale sublime, da? O să vă cânt pe toate, pentru că noi, pasări călătoare, poeți ce nastă lume, n-avem un cuib ca alții. Când suferim, zburăm, cătând un cuib în stele. Și dacă un dulce nume ne duce într-acolo, atunci noi îl cântăm. Thank you.
Bună seara, Negruții. E, Maiorescu, unde să scriu? De când ești ministru, e primul ajunimea. Nu-l mai rău da cu comandă, că nu e singur. Bună seara, Pogor. Bună nu seara. Sunt singur, dragă Jacques. Până acum m-a admonestat Pogor pe stradă, pretinzând, cum zice el, că l-am destituit pe Eminescu din postul de bibliotecar pentru a numi pe Dimitri Petrino. Și mă mir că tocmai tu, Pogor, nu înțelegi anumite obligații politice. Eu înțeleg obligațiile politice, dar tu, dacă înțelegi și sprijin poezia lui Eminescu, nu înțelegi, în schimb, omul din el. La bibliotecă avea un post tihnit unde putea să lucreze în liniște. Dar nu l-am lăsat pe drumuri. L-am numit revizor școlar pe două județe. Ah, cu alte cuvinte, l-ai pus pe drumuri. Dacă și-ar fi luat doctoratul, i-aș fi dat catedra de filozofie la universitate. Dar e un predestinat de zei să trăiască în marginea societății. Dacă zeii ăștia i-ar da însă putința să trăiască mai bine, crezi că tot în marginea societății ar fi menit să trăiască? Junimea l-a ajutat pentru studii la Berlin. A fost secretarul agenției diplomatice. Atât cât îi trebuie lui ca să trăiască în accepțiunea materială a cuvântului, are și a avut întotdeauna. De altfel, el planează deasupra acestor nimicuri ale vieții. Nu da sentințe titlului. Dar nu mai creați degeaba o legendă a mizeriei materiale a lui Eminescu. Pentru că mai târziu legenda aceasta o să se întoarcă împotriva noastră. Atunci să dăm vina pe predestinarea zeilor și aleluia cu Eminescu. Mai bine precizează, Pogor, ce-mi spuneai pe drum. Dar să-l punem în curent și pe Jacques. Pogor pretinde că l-a văzut pe Eminescu dând târcoale noaptea unor geamuri frumos luminate de lună. Despre ce geamuri e vorba? Nu pot să fiu indiscret. Tu? Dar tu, nimeni nu comite indiscrețiuni atunci când în interesul membrilor ei și pentru ținuta lor socială... Asta-i. Și ce-i pasă Junimii dacă Eminescu suspină sub ferestrele, hai să zicem, ale doamnei Micli? A furisit în gură. Știam că a cunoscut-o la Viena. Pe noi nu ne interesează unde și când a cunoscut-o. Nu facem asemenea indiscrețiuni. Ne interesează un singur lucru. Care este efectul acestei cunoștințe sau al acestui amor, dacă e adevărat ce spune Pogor, asupra concepțiunilor de viață ale poetului și asupra inspirației lui? Îi menține concepțiunile care să fecundeze în el vibrația poetică pe care o știm că nu se naște decât din suferință, ori nu? La ce punct au ajuns legăturile dintre ei? Nu mă trageți de limbă gogomanilor, că n-am fost acolo ca să știu. Știu doar că l-am surprins noaptea trecută să ferestrele. Aceasta e o indicație foarte prețioasă. Foarte prețioasă. Sub ferestre. Prin urmare, amorul e încă platonic. Silogismul nu ne înșeală. Visează la ea, deci amorul nu e satisfăcut. Amorul nu e satisfăcut, deci poetul suferă. Poetul suferă, deci poetul produce. Sunt mulțumit. Atunci, dragă titule, dacă excelența ta e mulțumită, eu zic că am putea chiar ridica ședința junimii. Școala din Dumești? Din Dumești, boierle, dar e închisă. Închisă? E de când e închisă? Păi, mai mult așa stă, boierle. Învățătorul unde e? Domnul Nebunelea? Da. Ai plecat la vânătoare cu domnul primar Popovici. Va să zic, așa stau lucrurile pe aici? Cam așa, boierle. Nu mai îmi spune boierule că nu sunt. Sunt revizor școlar pe județele Iași și Vaslui și îmi zice Eminescu.
Eu sunt Onufri. Dar atunci, Matale, ești nou ca levizor. Și ești mai tinerel ca ceala dinainte. Tot să ai puțin tel peste 20 de ani. 25. Dar ia spune, Moș Onufri, cum stau lucrurile cu școala asta? Păi, Matale, nu vezi? Am avut noi aici în Dumești un învățător tare vrednic, pe domnul Săvescu. Dar au făcut și au făcut și l-a scos din sat, că nu-l aveau la inimă domnul primar Popovici, care l-au adus în locul pe aici Dimitrie, Nebunelea. Că să vezi, Matale, acum un an primarul a fost prins cu niște bani lipsă. Și ca să nu înfunde ocna, lui domn Săvescu i s-o făcut milă și l-a înlesnit cu 250 de galbeni ca să-i pui la loc de unde se lăconise. Dar mai apoi primarul, nemaivoind să-i dea bani înapoi, l-au lucrat pe la cei mari și l-au scos din sat zicând că are boala copiilor. Și pot eu să jur că nu era adevărat. Și cu Nebunelea cum este? Este că împotriva dumnealui au făcut plângere tot satul. De-au ajuns jalba tocmai la ministerul, la București. Dar asta când era levizor, domnul Șala, înaintea Matale, care au fost chiar să inspecteze. Și-a inspectat? O inspectat dumnealui. Numai că nu a inspectat la școală. Dar unde? O inspectat la crâșmă, unde au pus tot cel la cale cu domnul învățător Nebunelea. Toate? Adică ce? Dar păi, o vadră, ori două, cum le-a fost puterea. Că dacă mai slăbeau, se întăreau călăutar. Așa că și-o porunci ministeriul... Da, vorba aceea, a poruncit câinelui, câinele pisicii și pisica șoarecelui. Iar șoarecele și-a târnat porunca de coadă. Da, chiar așa-i, zău? Că așa au și fost. Ministerul o porunci levizorului, levizorul primarului și primarului lui domn Nebunelea, care și-o atârnat porunca de coadă. Că să te duci numai mata la primărie și să vezi și scrii în catastiful și ala în socotelile școlii unii ține răboș primarul, cum că domnul învățător n-ar avea nici o zi lipsă de la școală. Da? Și pentru aia asta primește din a lui plată și de la ministeriu și de la comună. Ei bine, Moș Onufri, de data asta să știi că și-au găsit nașul cu mine. Și învățătorul și primarul. Că eu le fac raport la minister. Da. Ce, nu mă crezi? Da, eu te-i crede că te văd că ești inimos. Numai că până la nășia Matale au ei alt naș mai mare care le stă cloșcă pe ei. Și o știe el să-i ferească de onuliu tinerel și focos ca Matale. Și tare greu, zic eu, că ți-a fi să te apropii. Cum așa crezi dumneata? Așa e cum zic eu. Că Nebunelea e finul primarului, care-l-e finul prefectului, care-l-e finul deputatului Patraulea. Și aici stai marele nănaș care le-o botezat și-o cununat în toate cătunele județului. Așa că și el are de unde să culeagă voturile și nici de finii lui nu s-a atinge nimeni. Ei, vezi, moșule, asta e pricina pentru care se întinde sărăcia în toate satele pe care le-am umblat. Blestemata asta de politică ciocoiască. Ne-o prăpădi cu dările, domnule. Și statul și comuna nu fac alta decât să șeară. Își vând, doamne, la boieri munca lor și a copiilor pe an și an, doar s-o învrădni și să plătească. Și nu trăim decât cu dorobanțul în spate, care ne ia și senușa din vatră. Ia... Hai să umblăm puțin, Moș Onufri. Să ieșim din sat. Hai. Bade! Da. Bade, așteaptă-mă aici, odihnește caii, că mă întorc îndată. Acum. Moș Onufri, ăla nu-i dealul salcânilor? Ba chiar așa-i zici. Dar văd că ai mai fost pe aici, ai? Când eram mai tânăr, am bătut eu multe ținuturi cu piciorul. Și pe aici, și în țara de sus, și dincolo, peste munți, la frații noștri. Și peste tot am întâlnit aceleași nevoi și aceleași necazuri. Te-am dibuit eu de la început, că sunt cu noi. Ia. Stai, stai, mă, Petrică, mă, nu o tulim, mă, stai. E teamă când vede haină nemțească. De ce?
Că e un cântec care nu-i pentru urechile boierilor. Tocmai de aceea aș vrea să-l aud. Păi Petrică, mă! Petrică! Da. Ia venit-o încoace. Da. Vine încoace. Bună ziua! Bună ziua! Ia zi-mi și mie cântecul ăsta, Petrică. Hai mă, nu te codi, mă, că dinea lui are inimă pentru noi. Zău, să zic o sună. Zi, hai. Păi, să zic. De ce voi vă clătinați și mereu vă legănați, cu vânt și fără de vânt, cu crengile la pământ? Și mă. Păi că văd că mea lui scrie ce cânt eu. Nu te sfii, Petrică. Pentru că eu am scris multe auzite din gura poporului. Da. Și cântece și vorbe bătrânești și datini. Da? Păi de ce? Păi așa, ca să cunoască și alții necazurile voastre. Și lui striga eu toate astea odată, ca să le audă mai bine și cei care se prefac că nu le știu. Păi să zic atunci. Zi, Petrică. Cum să nu ne clătinăm și să nu ne legănăm, când vin meșteri de la țară cu secur și cu topoară, ca pe noi să ne doboare, să ne încarce pe trei care, să ne ducă jos la țară, să ne facă temnișoară robilor, pe placul șocoilor. Zi, Petrică, mai departe. E drept că nourii sunt că tare groși, dar tot o răzbate odată razele soarelui printre ei. Hai, Petrică. Dar eu tac, nu zic nimică, doar din ochi-mi lacrimi pică, de mănânc pâine uscată, ia-i cu lacrimi picurată. Dacă vrei să mă veselești, mai povestește-mi ceva din amintirile tale, pe care tot de gura mea lui scrie odată și odată. Eu am fost și îndrăgăniță, doamne, în lumea asta, un boț cu ochi. O bucată de humă însuflețită din Humulești, care nici frumos până la 20 de ani, nici cu minte până la 30 și nici bogat până în ziua de azi nu m-au făcut. Dar și sărac așa, ca anul ăsta, ca anul trecut și ca de când sunt, niciodată n-am fost. Hai, bătiță Ioane, hai. Ascultă, bătiță Mihai, da. Ia ca și mă chipzuiesc eu cu mintea mea ce-i proastă. Păi să ții matale lada din drum și să vii să găzduiești în bojdeu ca din țăcăul meu. Că pe la mine trec turmele ca în ipotești tăi și dacă-ți place cum cântă mâțele când le-i foame, apoi să știi că din neamul ăsta n-am decât 12 Ioane flămânde. Nu vreau să cad pe capul nimărui, bătiță Ioane. Că eu te poftesc să mi te sui cu cuiete în creștet. Acolo are cine să mi se sui. Că pe lângă cele mâță mai am și o femeie din nevastă. Dumnezeu bun să mi-o ții cu gura lăcătuită. Eu te poftesc să-mi intri în casă, unde le așteaptă pe amândoi sărăcia cu masa întinsă. Că de n-ai și mânca la dumneata, păi hai la noi, să postim cu toții. Păi, fugi din nesăturile. Și atunci, bătiță Mihai, ce-i hotărăște? Știu și eu. Aici, în Iași, încă un an n-am făcut cu gazetăria decât să dau o sărăcie pe altă. Așa. Și acum nevoin să fac jocul curierului de Iași și să apăr pe un pungaș de primar. Ți-au luat și mămăliga asta din trai. Da. Cât i-i lovit de canalia liberală, Ea mi-a nimicit toate ideile ce mi le făurisem despre viață.
Sunt nevoit să reiau mereu toiagul pribegii, fără niciun scop, fără niciun ideal. Of, of, of. O singură fericire a renaște în sufletul meu, bădiță Ioane. Care, bădiță? Dacă aș putea să ascund nedreptatea. Posteritatea nu vreau să afle că am suferit de foame din cauza fraților mei. Ia ca aici și eu nu gândesc la fel. Nu, ba din potrivă, să afli. Și dacă rău cât îmi pare să ne despărțim, m-aș bucura să pleci la timpul la București. E ca să-i scot uleacă prin gazeta și ea, atât doar cât să sară fugi din trânsii. Să plec? Dar cu ce să plec? Te junimiști mă cheamă la timpul, pentru că zic ei cu războiul acesta cu turcii au nevoie de o gazetă puternică împotriva liberalilor. Apoi, da? Dar nu se gândește unul din ei că n-am bani de drum până la București. Când o crezu setulul Flămândului? Și atunci și hotărăște. Deocamdată voia doamna Micle să-mi caute un loc de pedagog. Dar dânsa și mai face. Ne vedem rar. Se ferește de gura lumii. Iaca. Vrea să ascundă ochilor scrutători reciprocitatea unei dragoste tot așa de mare. Sunt cuvintele ei. Am să plec la București, bătiță Ioane, dacă mi-o obține slavici bani de drum. E poate mai bine ca dragostea să nu ne apropie prea mult. Vezi, și mie mi-e teamă. Ea are obiceiurile altei lumi. Eu am rămas în suflet rob dragostei mele din copilărie. Și dragostea o să mă cheme totdeauna în codru, curată ca florile de salcâm care ningeau peste ochii mari și uimiți a Elenii. Elena o chema pe fetița din Ipotești. Cred că da. Așa îi spuneam uneori. Ia, trec turmele prin mahalaua țăcăului. Ca omul ești mie. Tot așa ascultam tălângile și la Ipotești când în seara. E, pleci la București, hă? Plec. Mi-e teamă doar că plec înarmat cu prea mult venin. Bună seara. Bună seara. Ei, dumneata, când ai picat de la Iași? Azi. Azi și cum știam că e ședința asta seara la Maiorescu. Dar ce? N-a venit încă nimeni? Ba da, e junimea în păr negru, țimite cremnici, scarageale, tot. Și n-a început ședința? Ba a început ea, dar am ieșit să răsuflu puțin în vestibul, că mi s-a acrit de o satire pe care o citește Eminescu și care ne face prezentul de ocară. Dar că nu-i citesc articole. De când e la timp poate veni de o violență pe care acum și-o pune și în versuri. Măcar dacă ar preciza totdeauna că atacă numai pe liberal. Absolut. Hai să intrăm. Da. Nu. Junimea nu poate să admită asemenea poezii. Naivul de negruții în stare să-i dea drumul la convorbiri. Hai să intrăm. Dar în lumea cea comună a visa e un pericol, căci de ai cumva iluzii, ești pierdut și ești ridicol. De-i urma să scriu în versuri, teamă-mi e ca nu cumva famenii din ziua de astăzi să mă înceapă a lăuda. Dacă port cu ușurință și cu zâmbet a lor ură, laudele lor, desigur, m-ar scârbi peste măsură. Ei, domnilor, n-are nimeni nimic de spus? Eu, titlul eu o public. Un moment, Jacques, un moment. Desigur că o vei publica, desigur. Dar să discutăm în prealabil. Domnul Maiorescu crede în adevăr că poezia aceasta, scrisoare, cum o intitulează autorul, poate fi publicată? Dumneata, nu vorbi, monșerule, că ai stat mai mult în vestibul cât s-a citit. Asta nu m-a împiedicat să ascult, domnule Caragiale. Dacă domnul Eminescu, mai ales ca redactor al unui ziar conservator, ar specifica de pildă că atacul dumisale se îndreaptă împotriva guvernului liberal... Eu când scriu versuri, nu le scriu ca redactor al ziarului Timpul. Iar în scrisoarea mea n-am avut în vedere pe liberale anume ori alte grupe politice.
m-am gândit la năravuri și vicii generale ale pătului care ne conduce. Și care... Apoi vedeți? Dumnealui și acum câțiva ani la Iași și chiar la prelegerile publice ale junimii nu s-a dat numai la liberali, s-a dat și la conservatori. Și în ziarul Timpul ce face? Da. L-a supărat până și pe domnul Lahovari pentru asta, fiindcă dumnealui generalizează. Și atunci noi, de la Juninea, între cărui membri suntem atâția oameni cu trecut și viitor politic, avem dreptul să ne întrebăm cine sunt famenii din ziua de azi pe care dumnealui îi disprețuiește și ale căror laude l-ar scârbi, mă rog, peste măsură. Păi nu era mai frumos, mai înălțător și mai bine pentru domnia sa când se mulțumea să scrie vino somnor, vino moarte, pentru mine e tot una? Pentru că vă întreb și eu, cine sunt famenii, domnilor? Cine? Mangafarele, ageamii, geanabeții, moftangii și toți monșerii și mașerele de care ne lovim zilnic în viață. Domnilor, să facem puțină liniște. Deocamdată, ca impresiune totală, trebuie să reținem că poetul cultivă de mai multă vreme o nouă nemulțumire și să ne bucurăm că în el vibrează o nouă coardă adăugată aceleiași lire care i-a smuls și până azi atâtea strigăte de durere care pe noi ne-au încântat atât de mult. Voi face însă o rugăminte, domnului Eminescu. E drept că famen sună prea tare. Prea tare? Mite, ce zice? Prea, țuștat. Mai cu seamă că dumneata, generalizând, nu-i așa? Nu poți spune că țara noastră este condusă numai de neputincioși, de fameni. Eu te rog să punem în loc de fameni oameni. Păi el tocmai asta a vrut să spună, domnule Maiorescu, că nu sunt oameni. Un moment, domnule... Caragiale. Domnule Caragiale, și în loc de m-ar scârbi, m-ar mâhni. Și scârbi e prea tare. Prea tare? Cum, domnule? Mite, ce zice? Nu e așa că nu merge? Nu merge, get nicht unmöglich. Dar dacă pe el îl scârbesc, de ce să turnăm noi apă de trandafir în veninul lui care e curajos și sincer? Un moment, domnule Caragiale. Cred că și negruții e de părerea mea. Prin urmare, rămâne așa. Oamenii de astăzi m-ar mâhni peste măsură. E foarte bine așa, numite? Ia vol! Dați-mi voie, domnule Maiorescu și doamnă Cremnit. Nu te supăra, dragă Eminescule. Cunoști principiul junimii, că autorul a vorbit când a scris. Restul este treaba noastră, a criticilor. Scrisoarea dumitare, despovărată de aceste două expresiuni care îi strică estetica, va putea să circule mai bine și să... Vorba lui Creangă, dacă s-a dat baba jos din căruță, de-abia ar fi mai ușor iepi. Ei, cine mai citește? Aș avea eu o poezioară intitulată O lacrimă. Plângi, monșerule, dacă-ți vine. Am fost în lume și eu odată, cu suflet june și plin de dor. Credeam atunci că viața toată e un vis dulce de lung amor. Iancule, eu plec. Mi-ai luat vorba din gură, hai. Credeam atunci că viața toată e un vis dulce de lung. O auzi și pe Mite? Da. Iavol, țuștac. Asta a scris un toptan de volume de proză leșinată. Dar dacă își dă ochii peste cap când te vede, e că speră să intre nemurire ca muză la brațul tău. Ca și văduvioara ta de la Iași, de altfel, care dacă s-ar bizui mai pe poezelele ghei... Dar ce mai face? E vorba să ne căsătorim. A, bine, atunci să schimbăm. Pentru că vezi tu, mă, muzele astea,
când simt sau află că un poet poate să fie și genial, se bat pe el ca țânțare când dau târcoale ferinarelor și ca și ei poartă în coadă un ac, săgeata lui Amor. Dându-vă friguri, vor ca din ele să iasă poezia care se le poarte și pe ele în nemurire. E dacă râze bine. Râd, dragă Iancule, deși râd de o bucurie tristă. Mă, scriu poezie de aproape 20 de ani. Și azi am primit întâiul onorariu pentru lucrări literare care mi s-a plătit vreodată în viață. De la cine? De la Iosif Vulcan din Oradea Mare. De la omul care mi-a publicat prima poezie. I-am trimis câte ceva pentru revista Familia. Și drept să-ți spun, a fost pentru mine o rară mângâiere de a mă vedea remunerat dintr-un colț atât de depărtat. Tristă bucurie, dragă Eminache. Da. Într-adevăr, tristă bucurie. Așa cum e, m-a înviorat puțin. Acum mă duc să scriu. Ne-am cumpărat și cafea și tutun. Noapte bună, Iancule. Peste nopții ferie se ridică mândra lună. Totu-i vis și armonie. Eminache, noapte bună. Cobori în jos, luceafăr blând, alunecând pe o rază. Pătrunde în casă și în gând, și viața-mi luminează. Salut, domn Caragiale! V-ați întors iar la noi la timpul? Nu, băiete, viu doar în vizită. E cineva în redacție? Este Domislavi și Eminescu. Suntere deșteptule că e doi. Da, poftiți pe aici, pe aici. Te teamă că nu cunosc drumul? Îl cunosc, de nu l-aș mai fi cunoscut. Pătura aceasta superpusă e foarte numeroasă. Ia meșteșug cu care să se hrănească cinstit, nu știe. Băi, nu mi s-a mai acrit cu taraba asta? Ah, intră, intră, Iancule. Uf, ce zărduf e afară. Treceam pe regală, zic, ia să văd ce mai fac mangafalele alea. Tot rob la boieri au rămas? Când erai și tu cu noi aici, parcă ne însuflețeam altfel, citindu-ne articolele întregi. Și luni la goară năpârstocul ăla de la zețărie, care venea mereu să ne ceară manuscript, manuscript, manuscript. Manuscript! Salut, domn Caragiale! V-ați întors iar la noi? Nu mai e copis, mă! Adineaur, ăla de la ușa, acum tu? Vino, dragule, peste vreo 10 minute. Cere tipografia, domn Slavici. Mă întorc acum. Hai, Eminache, citește. Dar ce ai? Ce ai, Mihai? Mă doare capul îngrozitor. Ba nu o să te doar... Vrei să citesc eu? Nu. Nu, las. Pătura asta superpus... Da. Ia meșteșug cu care să se hrănească cinstit, nu știe. Ia carte, nu știe. Ia caracter, n-are. Cu un cuvânt, nimic ce-ar îndreptăți-o de a juca un rol în viața publică. Cu toate acestea, ea este totul azi în stat. Iar o să sară la hovari în sus. Iar o să te părească lui Catargi. Da, știu. Iar o să mi se spună că generalizez, că nu pun accentul pe liberal. Dar aduc eu vorba și de ei, nicio grijă. În toate ramurile vieții intelectuale și ale statului s-au încuibat paraziți. Tocmai centrele organice sunt cuiburi în care se prăsesc și se înmulțesc. Dar existența tuturor acestor oameni costă bani. Și banii sunt munca cuiva. Precum însă aproape singurul producător în țara noastră e țăranul, susținerea întregii pături superpuse se traduce în muncă, în bir plătit sub sute de forme. Citește tu, Iancule. Da, nu, lasă. Cu milioanele bugetului, stoarse din firele de grâu ce le produce țăranul,
Întreținem sterilitatea fizică și morală, lipsa de caracter și de inteligență adevărată a acestor oameni. Mihai, dă mie să știu. Nu, lasă. Pentru a plăti diurnele, recompensele naționale, misiunile în străinătate, acestor... Rău, Mihai? Nu mai pot. Capul... Parcă văd literele articolului nu pe hârtie, ci în creier. Acolo se amestecă între ele. Manuscript! Atunci mai bine un pahar cu apă. Să-l frecăm puțin pe tâmple. E rău lui domnul Eminescu? Dacă se chinuiește atâta, măcar dar avea ce mânca. Uite manuscripta și... Nu. Mihai, te mai bine? Articolul. Lasă că m-am uitat eu prin el, e foarte bun. Dar de ce v-ați grăbit? Iancule, cer-l înapoi. E acolo o frază care cred că... Nu-i dă-i dracului. Tocmai tu spui așa când e vorba de scris, Iancule. Nu merită, mă. Nu merită să te omori pentru ei. Să te ție mizeria legat de ocna asta unde se pisează sare amară. De când n-ai mâncat? De când nu ți-au plătit apa? Cu cât te-ai mai împrumutat la cămătari? Și ce ai mai pus amanet ca să-ți poți ține zilele și să le închin lor? Nu se mai poate, Minescule. Nu vezi în ce hal ai ajuns? Îți tremură mâinile, te încind durerile de cap din zi în zi. Și tu stai să robești aici. Pe când ei, uite, abia au dat căldurile și aleargă toți la băi. În Franța, în Germania, în Austria, la dracu să ia și să le rămâie oasele pe acolo. Nu mai merge așa. Dacă nu vrei să demisionezi, măcar ia-ți un concediu de 2-3 luni, altfel. Concediu? Unde să plec? Cu ce să plec? Tu și că nu vrei, ești ironic, Iancule. De când mă știu, măi, fraților, de când eram copil, toți plecau vara, toți. Numai eu rămâneam zălog la proprietari. Și când eram în școală, și la Viena, și la Berlin, și la Iași, și aici. Și lor puțin le pas. Le s-a făcut și urgisit. Ei, fraților, prea sunt mulți aceia pe care i-am jignit spuind adevărul. Da, și de aceea vor să te arate drept un pesimist, drept un mizantrop. Puteau găsi o scuză mai bună pentru ei? Cine îi atacă? Un om care nu iubește viața, nici oamenii. Unde duce învinuirea lor că generalizează, dacă nu aici? Vor să te arate că ești născut să fii așa, adică un dușman al neamului omenesc. Pe tine, care ai luat totdeauna apărarea poporului despuiat de ei. Cum au să-ți ierte, mă, că în articolele care generalizează, ai scris acum un an, când s-au răsculat țăranii și s-au îndreptat spre București, că pătura conducătoare a simțit fiorii funiei trecându-i prin șirea spinării. Cum au să-ți ierte, de pildă, liberalii, că acum 5 ani le-ai zdruncinat fanfaronada cu război independenței? Că ai confruntat mizeria suferită de soldații noștri în război cu profiturile independenței pentru toți ciocoii care ne conduc. Eu mi-amintesc de fraze întregi în articolele astea ale tale. Parcă eu nu. Nu scriei tu? Și pe când acești cumularzi, netrebnici, fac politică și fanfaronadă prin gazete? Tot pe atunci soldații noștri umblă goi și desculți, flămânzi și bolnavi pe câmpiile Bulgariei. Da, da, cam așa am scris. Și când dorobanții noștri s-au întors învingători în București, arătai că acești eroi cu care gazetele radicale se laudă atât sunt mulțumită guvernului, goi și bolnavi. Evocam mantalele lor, bucăți, iar sub manta cămașa pe piele și nici cojoc, nici flanelă, nici nimic. Încălțați tot atât de rău, unul cu un papuc și o opincă, altul cu o bucată de manta înfășurat împrejurul piciorului, toți într-o stare de plâns, într-o stare care te revoltă în adâncul inimii. Păi astea, Eminache, sunt fraze care nu ți se iartă și de ele se simt atinși toți ciocoii, indiferent de culoarea lor politică. Da, știu, fraților.
Și de ce să-mi ierte? Ei știu bine că nu iubesc și au dreptate. Pesimist? Da, dar din pricina lor. De cum duc ei la râpă țara și poporul. Mizantrop? Da, dar față de ei, pe care nu-i pot iubi nici cu inima, nici cu judecata. Ei simt că n-am scris niciodată pentru ei. Tu știi, Iancule, tu știi că încă de la Viena noi le spuneam că n-avem a scrie pentru pătura superpusă, pe care o comparam cu apa care curge, ci pentru popor, pietrele care rămân. Cui voiam să împărtășim bucuriile și durerile noastre? Acelora pe care iubeam și care singuri puteau să ne înțeleagă, adică poporului cel adevărat și neprefăcut. Pentru a-i putea vorbi lui, mi-am dat silința să-i cunosc trecutul și limba, obiceiurile, credințele și felul lui de a gândi și a simți. Asta a fost viața mea. Uite aici și pe lor, aici, în Independance Rumeni. Aș fi ce scrie zevzecul de Cremur? Poftim lista celor care pleacă la băi. Domnul și doamna Ferichii de la Vichy, domnul și doamna Lahovari la Monte Catini, domnul și doamna Costinescu la Evian, domnul și doamna Cantacuzino la Piștian, doamna Otetelișanu la Kissinger și... Știi ce, mă, Eminache? Hai să ne răzbunăm și noi. Cum stai cu banii, Enfile? Păi, cred că putem lua masa la Duro. La Duro? Foarte bine, hai la Duro. Nu, eu nu pot, Iancule, mai am de lucru. Cum, mă, tot nu te-ai mai săturat de robie? Asta nu-i robie, Iancule, e datorie. Datorie? Datorii sunt ei cu leapa pe 3 luni. Cât timp sunt încă aici și am răspunderea gazetei, nu vă supărați, băieți, nu pot. Dar voi nu vedeți toate telegramele astea havas care mă așteaptă? Bine, dragă Eminache, dar... Nu mai stărui degeaba, Iancule. Nu știi cum îi? Când e vorba de datorie... Dar după ce termin, Mihai, vii? Bine. După ce termin. Să știi că te așteptăm oricât. Bine, bine, Iancule. Domnul și doamna Ferichide la Vichy, Costinesco la Evian, domnul doctor și doamna Kremnitz la Wiesbaden. Wiesbaden, Monte Catini, Wiesbaden, Piștian, Marienbad, Evian, Monte Catini, Kissingen, Wiesbaden, Aachen, Karlsbad, Albano, Castellammare, Verona, Veronica, Vanver, Wiesbaden, Verona, Wiesbaden. Bună ziua, Eminescu. Cine sunteți dumneavoastră? Cum? Dar nu mă cunoști, Maiorescu. Ha? Domnul Maiorescu. Dar ce este cu dumneata? Ești puțin obosit, ai privirea rătăcită. Simt ca o ceață pe ochi. Ar trebui să te îngrijești. Ar trebui să te îngrijești. Dar ia spune-mi, nu te surprinde vizita mea la ziar? Ba da. E provocată de dispariția dubitale din ultimul timp. La jenimea n-ai mai apărut de astă toamnă. Mite mi s-a plâns că n-ai mai fost să o vezi. Și pentru că mâine plec cu cremniții la Wiesbaden, am trecut să văd ce se petrece cu dumneata. Nimic de seamă, domnule Maiorescu. Nu cred. Interesul pe care ți-l port eu nu se lasă amăgit cu răspunsuri evazive. Dar ia spune-mi, în ce mreji ai fost de n-ai dat atâta vreme semne de viață? Da, da, înțeleg. Domnule Maiorescu, situația e mult mai serioasă decât credeți. Vreau să mă căsătoresc. Să te... Dumneata... Da. Iartă-mă că te întreb. Cu cine? Cu... doamna Micle, a? Domnule Maiorescu... Un moment. Te-ai gândit, dumneata, ce greutăți comportă o căsătorie? Nici dumneata, nici doamna Micle nu aveți avere. Domnule Maiorescu, dorința mea
Nu numai dorința, necesitatea absolută în care mă aflu de a-mi găsi un echilibru și de a-mi statornici într-un fel viața. Doamna Micle are o pensie mică, dumneata. O să muncim, va munci și ea, e hotărâtă. Și atunci, poezia? Mai bine n-aș fi scris un rând de poezie, domnule Maiorescu. Nu, mă las de poezie. Vreau să trăiesc și eu ca un om între oameni. Să-mi am și eu casa mea, masa mea, un rost de care se bucură în viață până și cel mai neputincios dintre oameni și de care eu n-am avut parte până acum. E, hai să presupunem că dumneata și tovarășa dumitale de viață ați fi foarte fericiți împreună. Ați avea tot ce vă trebuie. Văd rezultatul. Nici dumneata, nici dânsa n-ați mai plânge atât de frumos în versuri. Și atunci poezia, ce face poezia? A să mai plângă și alții, domnule Maiorescu. Da oricui cu bucurie lacrimile mele. Eminescule, uite, adineaori am mers până acolo, încât am făcut presupunerea că ai putea fi fericit alături de doamna Micle. Și de ce n-aș putea fi fericit? Uite, n-aș fi vroit să... Dar, în fine, iartă-mă, te rog, de sfârșierea pe care știu că o să ți-o pricinuiesc. Dar aceea pe care ți-ai ales-o tovarășă de viață nu merită această cinste. De ce? De ce? Înainte de dumneata, sunt perfect informat, a mai fost și prietena altora. Prietena altuia? Altora. E, rămâi sănătos, Eminescu. Când mă voi întoarce de la băi, sper să te găsesc vindecat. Da, nu-mi spui la revedere? Da. Altora. Perfect informat. Și s-o vezi. S-o vezi cum? Înconjurat de un roi de pier de vară, cum zâmbește tuturora cu gândirea ei ușoară. Rămâi sănătos, semi... vindecat. Da, țânțaria oac. Dau târcoale felinarelor. Bună, Mihai! Unde-s șirurile clare din viață, îmi să le spun? Cum? Mihai, ce-i cu tine? Mihai, sunt eu, Tibici! Unde-s șirurile clare din viață, îmi să le spun? Liniștește-te, Mihai! Chibici, frate Chibici... Iar te-a durut capul? Un cerc de fier care mă strânge. Mă strânge. Deși chiare de oțel, ascuțite, lungi, întâmple în ceafă. Mihai, tu ai nevoie de liniște. Lasă acum gândurile astea. Trebuie să mergem undeva la țară. Nu, cui să-i las negustoria asta de principii? De la care de 6 ani o duc într-o muncă zadarnică. Hai. Nu, simt că nu mai pot, Chibici, nu mai pot. Mi-ar trebui un lung repaus ca să-mi vin în fire. Dacă singur îți dorești un repaus? Da, atât am doresc. Liniște în seră. Un tei să-și scuture creanga peste mine, luceafărul deasupra. Abia atunci, Chibici, abia atunci
Știu că nu o să mai fiu pribeac. Chibici. Da, Mihai. Chibici. Simt cum mi se rătăcește minte. Oh. Tu, Iancu, Iencu, să aveți voi grijă de mine. Să nu mă lăsați. Și dacă... Auzi. Aud, Mihai. Dacă... Să-mi iei tu lada la tine. Lada mea cu cărți, cu manuscripte. O tristă viață mă așteaptă, Chivici. Hai să mergi cu mine și hai să te vindeci, Mihai. Sunt prea bătrân. Uiți că n-ai decât 33 de ani. Nu. Bătrân. Bătrân, obosit. Nu mai am decât un dor. Unul singur. Deasupra-mi teiul sfânt să-și scuture floare. Onorați, domn consilier, Consiliul General Județean al județului nostru Botoșeni se întrunește azi în 14 iunie 1887 pentru a lua în discuțiune ajutorul pe care 60 de cetățeni ai urbii Botoșeni îl cer pentru poetul Eminescu Mihail, care, după ce s-a vindecat într-un sanatoriu din Viena, s-a întors tot bolnav de minte în orașul nostru, unde se află în îngrijirea surorii dumisale, domnișoara Erieta Eminescu. Ori, domnilor, noi nu trebuie să uităm că domnul Eminescu este un copil al nostru, product din sângele acestor locuri. Cer cuvântul. Și eu cer cuvântul. Onorabile domnule, că l-am cerut eu întâi. Un moment, onorabile domn Angel. După ce va vorbi domnul Leca, veți avea și dumneavoastră cuvântul. Mă rog. Domnul Leca are cuvântul. Domnilor, noi, înainte de toate, trebuie să ne gândim la soarta iubitei și preasfintei noastre patrie. Și atunci zic, domnul Eminescu e un poet, ca să zic așa, prea mare pentru bietul nostru județ. Pentru că el a servit mai mult decât un județ. El a servit țara. Și atunci să vină țara să-i dea un ajutor. Pentru noi fiind chiar incorrect, fiindcă astfel s-ar crea un precedent. Ce cuvântul? Pardon, pardon, onorabile domn Savinescu, l-am cerut eu chiar înaintea onorabilului domn Leca, vă rog. Un moment, onorabile domn Angel. Domnul Savinescu are cuvântul. Domnilor, foarte bine. Să se dea un ajutor domnului Eminescu, dar el să fie precompărit, adică nu deodată cât i-a trebuit, poate dumnealui, că de poeții mâini sparte, nu știm noi. Și atunci să satisfacem cerințele urgente ale poetului după mijloacele bugetului nostru, care... Cer cuvântul! Vorbiți, domnule Leca. Bine, să se dea, însă să nu se precipiteze. Suntem în 15 iunie 1887. Să se dea, dar... să se amâne pe toamnă. Așa e. Cer cuvântul. Poftim, îl aveți, onorabile domn Angel. Domnilor, vă ascult și rămân încremenit de cât de scurt este memoria omenească. Ajutor? Azi? Domnului Eminescu Mihail? Exact acum 10 ani. În anul de grație 1877, în Curierul de Iași, știți dumneavoastră ce scria domnul Eminescu despre scumpa noastră urbe? Scria, domnilor, articolul intitulat Literatura și pastrama de Botoșan. Adică spunea dumnealui că la noi în urbe se fabrică pastramă foarte bună,
dar se fabrică poezie proastă. A, rușine, rușine! Da, domnilor, scria dumnealui că pastrama din Botoșan este un obiect de export, care le a ajuns până la Londra, încât acest articol este tot așa de bine un titlu de onoare pentru Botoșan, precum e brânza pentru Limburg, unde lemnul pentru Provence, vinul pentru Champagne. Că prin urmare, vechiul târg al botoșanilor e renumit pentru un articol industrial, iar nu pentru literații pe care nu i-are. Acesta este, domnilor, copilul nostru, productul din sângele acestor locuri. E, și acum dați-i pe mână bugetul județului nostru să-l pape sănătos și după ce l-o înfuleca să-și mai râdă o dată de noi. Am zis, domnule! Ca prefect vă cer să nu ajungem la un diapason străin de animațiune. Să nu rămânem surzi și muți când 60 de onorabili cetățeni care ne-au dat și ne vor mai da voturile lor, ne cer să avem suflet. Pentru că domnul Eminescu este înainte de toate o idealitate în carne și ciolane, care trebuie să mănânce imediat, nu? Prin urmare, dacă pentru bugetul în curs este imposibil, dacă pentru cel al anului 1888 este iar cu neputință, eu propun să-i votăm cu urgență un ajutor lunar de lei 120 pe timp de 8 luni, cu începere din luna aprilie 1889. Vă rog deci să votați în unanimitate cu aplauze prelungite și să admiteți urgența pentru trecerea sumei în bugetul anului 1889. Și 10 luni, Consiliul Județean o să-ți dea 120 de lei pe lună, pe timp de 8 luni. Mă să zică, peste un an și 10 luni, noi doi, Henrietă, o să putem mânca 8 luni în șir. Dar de ce mă umilește toată lumea? Nu i-am rugat pe toți să înceteze cu listele de subscripții, cu ajutoare. Mihai, suntem atât de săraci și trebuie să te îngrijesc. După o viață întreagă te-ai întors la mine și sunt sigură că numai eu am să te vindec. Dragostea mea pentru tine poate face orice. N-ai să mai pleci niciodată de lângă mine, Mihai. De ce nu-mi răspunzi? De ce a ajuns Lada mea la Maiorescu? De când ești bolnav, au apărut 3 ediții din poeziile tale. Toată lumea vorbește de tine. Vreau Lada. Lada mea cu cărți, cu manuscripte. Numai aici ai să te vindeci, Mihai. Lângă mine, în preajma ipoteștilor noștri. Îți aduci aminte de măicuța noastră? Mama, am fost ieri la mormântul ei. Era atâta liniște, atâta împăcare. Ți-i somn? Aș vrea și eu să dorm. Să dorm. Să dorm. Ți-aduce aminte cum ai cântat-o pe mama? Eu în fiecare seară, înainte de culcare, spun versurile tale pentru mama, ca o rugăciune. O, mamă,
dulce mamă. Din negura de vreme, pe freamătul de frunze, la tine tu mă chem. Deasupra criptei negre a sfântului mormânt se scutură salcâmii de toamnă și de vânt. Se bat încet din ramuri, în gână glasul tău. Mereu se vor tot bate. Tu vei dormi mereu. Mihai, ai adormit. Noapte bună, Mihai. Astăzi un an de la moartea celuia care a fost marele, genialul nostru poet, Mihail Eminescu. Cine nu l-a cunoscut, cine nu l-a iubit, cine nu l-a prețuit, cine nu și-ar fi dat viața ca să o salveze pe-a lui, cine nu și-ar fi dat averea ca să-i facă viața lui mai ușoară, dar Eminescu, acum se știe cu certitudine, n-avea nevoie de bunurile materiale ale vieții. Ce bine l-a definit marele nostru profesor și critic, excelența sa, domnul ministru Titu Maiorescu, când în prefață ediția 4-a a poeziilor lui Eminescu se întreba: poate geniul să fie măsurat pe măsura comună a muritorilor? A suferit Eminescu? A avut ambiții nerealizate? A fost nefericit? Cu neputință își răspunde singur și categoric domnul Titu Maiorescu, pentru că, spune domnia sa, Eminescu era doar o fire impersonală care plutea cu nepăsare peste contingențele vieții. Pasiunile la el se reflectau în esența lor incoruptibilă deasupra realităților omenești. Așa a fost, doamnelor și domnilor. Acesta este adevărul și dacă ne-a cucerit cu pesimismul lui de scurt... Ce faci, Ienciule? Ah, Chivici, ia loc, dragule. Ia că stau și citesc și recitesc articolul lui Carajale despre bietul nostru Mihai. E un adevărat rechizitor. A, da? Ascultă. Îmi vine destul de greu să contrazic niște autorități în materie literară, dar trebuie să spun că poetul de care-i vorba a trăit material rău. Sărăcia lui nu este o legendă, a fost o nenorocită realitate și ea îl afecta foarte. S-a susținut că disprețuia averea, e un neadevăr. Cât a trăit, cine ar fi nu plătit, ci barem citit versurile lui, aproape nimeni. Câți îl știau că există? Foarte puțin. De acum încolo, ținte popularitate. Ieri, Ienciule, am fost și eu la o conferință la Ateneu. Ce mi-au putut auzi urechile? Ce dureroasă ironie. Întocmai așa își încheie și Caragiale articolul. Apoi nu e aceasta o crudă ironie? Aseară, în dorul plimbărilor pe care le făceam uneori cu Mihai, am bătut străzile de pe la marginea orașului.
Oamenii se întorceau perechi, perechi de la lucru. Și mi-am dat seama, Ienciule, ce adânc au început să prindă în lumea asta simplă versurile lui Mihai. Minciuni și frazei totul ce statele susține. Nu-i ordinea firească ce ei a fi susțin. Averea să le aperi, mărirea și a lor bine. Ei brațul tău în armă ca să lovești în tine și pe voi contra voastră la luptă ei vămân. De ce să fiți voi sclavii milioanelor nefaste, voi ce din munca voastră abia puteți trăi? De ce boala și munca să fie partea voastră, când ei în bogăția cea splendidă și vastă petrec ca și în ceruri, n-au timp nici de a muri? Auzi mândra glăsuirea pădurii de argint. Acolo, lângă izvoară, iarba pare de omăt. Flori albastre tremur ude în văzduhul tămâiet. Parcă și trunchii veșnici poartă suflete sub coaje ce suspină printre ramuri. Să mă lăsați să mor la marginea mării, să-mi fie somnul lin. Trebuiesc luptate războaiele aprinse, căci voi murind în sânge, ei pot să fie mari. Și flotele puternice și armatele făloase, coroanele ce regii le pun pe fruntea lor, și acele milioane ce în grămezi luxoase sunt strânse la bogatul pe cel sărac apasă. Versuri când nimic nu aia spune, înșirând cuvinte goale ce din coada au să sune.
Dar când inima-ți frământă doruri vii și pate multe și-a lor glasuri, a ta minte stă pe toate să le asculte, ca și flori în poarta vieții bat la porțile gândirii. Toate ceruri tramuri cerești Totu-i vis și armonie, noapte bună, noapte bună. Ați ascultat momente din viața lui Mihail Eminescu. Scenariu radiofonic de Mircea Ștefănescu. În distribuție: Costache Antoniu și Ștefan Ciubotărașu, artiști ai poporului. Marcela Rusu, George Aurelian, Marcel Anghelescu, George Demetru, Nicolae Gărdescu și Nae Roman, artiști emeriți. Ionescu John, Mircea Constantinescu, Sandu Sticlaru, Ion Gheorghiu, Doina Șerban, Eugenia Eftimie, Răzvan Ștefănescu, Daniela Anencov, Dem Hagiac, Carol Cron, Andrei Codarcea, Viorica Petrescu, Aurora Iliad, Natasha Nicolescu, Puiu Cristescu, Ion Punea, Mihai Heroveanu, Evelin Gruia, Raluca Zanfirescu, Constantin Brezeanu, Ion Aurel Manolescu, Alexandru Demetriad și Val Sândulescu. Aranjamente muzicale, Paul Urmuzescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia de studio, Constantin Botez. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.